Lângă noi, doamna Pașcu Apăvăloaie, Elena. Astăzi am asistat aici la Consiliul Local din Onești la un eveniment solemn, putem spune așa, pentru că ați depus jurământul. Ați avut emoții? Slăbuți, nu. Nu ați avut emoții, mai ales că dumneavoastră sunteți avocat de profesie, da? Da, sunt obișnuită să vorbesc în public. Am avut un piculeț de emoții așa la început pentru că nu eram sigură de votul colegilor, dar a fost în regulă. Sunteți, începând de astăzi, membră a Consiliului Local Onești. Aveți deja mult mai multe responsabilități începând de astăzi și sunteți membră a Partidului Național Liberal. Vă felicităm și noi, Televiziunea Exclusiv, și spuneți-ne ce gânduri, cu ce veți contribui în ceea ce privește Consiliul Local Onești. Voi încerca să îndeplinesc mandatul care mi-a fost atribuit de către organizația în numele căreia am venit aici. Voi încerca să îmi aduc aportul din punct de vedere juridic, în așa fel încât de Consiliul Local să nu treacă proiecte care vor fi nelegale sau vor avea incertitudini în ceea ce privește legalitatea acestora, și sper ca aportul meu să fie semnificativ pe parcursul acestui an de zile, că mai e un an de zile până când avem următoarele alegeri locale. Știți deja că au fost proiecte ale Consiliului Local Onești care au fost respinse de Consiliul Concurenței, cel puțin în acest mandat al domnului Laurențiu Neghină. Considerați că nu vor mai fi asemenea tentative din partea PSD-ului? Eu sper. Colegii de la PSD v-au felicitat. Asta înseamnă, poate pentru prima oară văd și eu un fair play, sigur, venind mai târziu în presa locală. Mă bucur să văd că și colegii de la PSD v-au felicitat, dar mai ales colegii de la PNL, care desigur aveau nevoie de întărire a echipei. Ce planuri vă faceți în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de trai ale oneștenilor? Nu fac planuri la acest moment. Eu sper ca politica pașilor mărunți să-și spună cuvântul. Sper... Pas cu pas, da? Pas, politica pașilor mărunți. Facem puțin și bine. Sper să reușesc prin contribuția pe care o voi da în cadrul Consiliului Local, o să pregătim și proiecte. Sper ca proiectele pe care eu le voi pregăti să ajungă pe listele Consiliului Local și să putem face pași înainte, să ajutăm locuitorii Oneștiului, pentru că asta am spus prin jurământ. Trebuie să facem absolut tot ceea ce ține de puterea noastră pentru ca oneștenilor să le fie mai bine. Ăsta este scopul pentru care eu am venit aici. Sper ca oneștenilor să le fie mai bine. M-ați îngrămădit aici și mie cam greu să... Am păstrat distanța dumneavoastră așa. Astea sunt chestiuni locale. În ceea ce privește politica la nivel național, cum considerați că Partidul Liberal va face pașii următori? Pentru că se tot anunță preluarea puterii în România, moțiuni de cenzură. Dumneavoastră ce informații aveți așa de la centru pentru oneșteni? Nu mă pronunț asupra acestor aspecte, noi suntem aici mici, ne facem treaba noastră, deciziile mari se iau la centru. Da, ca toate să fie bune pentru români. Da, iată un politician mai modest, vorbește mai puțin, probabil că vor fi lucruri foarte bune în ceea ce privește înfrățirea cu orașul Strășan din Republica Moldova. Cum ați primit această propunere? Atâta vreme cât am dat vot pozitiv acestei propuneri, n-am de ce să mă opun, e un lucru extraordinar. Sunt frații noștri de peste Prut, este clar că e ok, n-are cum să nu fie bine. Sper să legăturile dintre noi și cei de peste Prut să fie din ce în ce mai strânse și să putem să ne ajutăm între noi, să luăm noi cei buni la ei și ei cei buni la noi și așa să reușim să creștem împreună. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. Ajută să fie la toată lumea.